Pastilla de físico. Distanța parcursă. Durata mișcării. Pentru a calcula distanța parcursă de un mobil, este nevoie să stabilim originea mișcării ca punct de referință. Originea mișcării se notează cu litera O. Pentru pista de Formula 1 din imagine, originea mișcării este punctul de start. Pentru șosele, originea mișcării este numit kilometrul 0. În România, kilometrul 0 se află în București, în piața Universității. Distanțele față de kilometrul 0 sunt marcate prin borne kilometrice. De exemplu, borna aflată în punctul A se află la 30 de kilometri de kilometrul 0, iar borna aflată în punctul B se află la 50 de kilometri de kilometrul 0. Poziția mobilului reprezintă distanța de la origine la mobil măsurată pe traiectorie. Dacă mobilul se deplasează de la A la B, calculăm distanța parcursă scăzând pozițiile celor două borne kilometrice față de kilometrul 0, adică 50 de kilometri minus 30 de kilometri egal cu 20 de kilometri. Distanța parcursă de un mobil este egală cu lungimea drumului parcurs de acesta. Distanța parcursă se notează cu D sau delta X și se măsoară în Sistemul Internațional de Unități în metri. Notăm cu T1 momentul plecării din origine și cu T2 momentul sosirii. Intervalul de timp sau durata mișcării se notează cu delta T și este egal cu T2 minus T1. În Sistemul Internațional de Unități, durata mișcării se măsoară în secunde și este timpul necesar parcurgerii distanței de la originea mișcării până în punctul de sosire. Un biciclist pleacă de la kilometrul 15 la ora 10 și ajunge la kilometrul 45 la ora 11:30. Ce distanță a parcurs biciclistul și cât a durat mișcarea? Poziția inițială, X1 egal 15 km. Poziția finală, X2 egal 45 km. Momentul inițial, T1 egal ora 10. Momentul final, T2 egal ora 11:30. Distanța parcursă. Delta X egal X2 minus X1 egal 45 km minus 15 km egal 30 km. Durata mișcării. Delta T egal T2 minus T1 egal 11:30 minus 10 egal o oră și jumătate. Poziția mobilului reprezintă distanța de la origine la mobil, măsurată pe traiectorie. Distanța parcursă de un mobil este egală cu lungimea drumului parcurs de acesta. Durata mișcării reprezintă timpul necesar parcurgerii distanței de la originea mișcării până în punctul de sosire.